împăratul Traian își reconstruiește imperiul. Se ridică mai rapid decât un balon cu heliu. 2012 instinctiv volumul 1, 2013 n-ai timp, fă-ți timp. Urmează albumul, sunt Traian și gândurile astea vin din subteran. Nu, creierului meu de viitor tiran. Mediul în care trăiam mă trăgea în jos ca gravitația. Am evitat să fiu pătat ca un dalmațian. Rap mesajul e esențial, a meu e spațial. Are potențial, demențial și nu doar parțial. 2015 individual, hrană pentru mental. Îmi bat joc de ce vreau în ultimul cal, pe instrumental. Că argumentele mele bătute în cuie ca Isus. Să tu mereu de același drum ca șoferul de trolebuz. Am spus, nu pot fi impus să fiu supus, că-s prost dispus. Și în plus îți arăt un deget ca răspuns. Au trecut 19 ani și nu m-am adaptat. Târziu am aflat că monstru se află mine, nu sub bat. Adoptat de rap, am optat să fac exact pe dos din tot ce îmi ziceți voi când va fi de folos. Privind cu mare de foame o întreagă nație. Îmi pare în zădar să vorbesc despre salvarea prin creație. Sunt scump la vorbe, cum se zice în popor. Scot albumul pe CD, plătește veridicitatea cuvintelor. Intră în material ca un perforator, cu poftă de viață ca un narcoman într-un laborator. Liric extremist ca un terorist islamist. Nu scot o piesă în an să mă consider tu artist. Ai crede că-s narcisist, dar pentru tine ca rapă romantic. Am o atitudine de roman față de un romantic. Că s-am tișam timp când mă prind dup tapric. Nu mă agit că n-am jip, nu implor, nu mă alin. Ce n-am obțin, n-am nevoie, mă dezic, te previn. Nu zic nimic să mă aflu în treabă, sunt aici să vă domin. Ce zic, n-o spun într-o doară. Deci dacă am un nod în gât, nu înseamnă că am în jurul gâtului o sfoară. Când aplic forța cuvântului parlezat, tot fac ca să te doare, ești paralizat. Nu te ridici a doua oară. Îmi reconstruiesc imperiul, se știe că se vor simți la spitalele de psihiatrie. Chiar dacă izolarea n-aduce beneficii sănătății, inspirația mea devine pură neatinsă de căcatul societății.